Anul acesta, Muzeul Județean Buzău are numeroase surprize pentru public la cea de-a 19-a ediție a evenimentului internațional Noaptea Muzeelor Europene. Un eveniment pe care, la nivel național, îl organizează Rețeaua Națională a Muzeelor din România. Și în acest an, Muzeul Județean Buzău a pregătit o suită de evenimente culturale și de divertisment artistic pentru publicul său. Știut fiind faptul că Noaptea Muzeelor este un eveniment care se adresează în primul rând comunităților locale, este un eveniment, aș putea spune, de nișă din acest punct de vedere și reprezintă totodată o sărbătoare a tuturor muzeelor și instituțiilor non-muzeale care participă la acest eveniment. De-a lungul anilor, Muzeul Județean a colaborat cu ambasadele Statelor Unite ale Americii, Mexicului, Israelului sau Republicii Peru pentru a marca acest eveniment. În acest an am inițiat o colaborare cu Ambasada Republicii Populare Chineze și vom prezenta împreună publicului nostru o expoziție panotată compusă din 60 de panouri care vor reprezenta costume populare, costume tradiționale ale grupurilor etnice din China. O expoziție extraordinar de frumoasă, de viu colorată și plină de informație științifică, culturală și de ce nu de mare interes turistic. La sediul central din Bălcescu va fi redeschisă, după o perioadă de modernizare, și expoziția de numismatică, una dintre cele mai interactive expoziții dintr-un muzeu din România. De asemenea, noaptea de 13 spre 14 mai va fi vernisată expoziția de artă contemporană Zbor, o expoziție de autor semnată Mariana Constantinescu, artist vizual, vicepreședinte al filialei Constanța a UAPR. Condimentăm întregul program de la sediul central, evident, cu vizita gratuită a colecțiilor muzeale, lucru care se va petrece între orele 19 și 12:30, 00:30, ultima oră de intrare în muzeu. Publicul va putea vizita gratuit și celelalte colecții permanente ale muzeului, atât la sediul central, cât și în secțiile externe, cu excepția Casei Memoriale Vasile Voiculescu din Pârscov. Muzeul de etnografie Vergu Mănăilă propune buzoienilor o expoziție excepțională de artă vizuală, denumită Oamenii Satelor. E un concept expozițional compus din panouri, foto-video și... Deci panouri fizice, foto-video și o instalație de obiecte care reflectă prin ochii unui tânăr artist, vorba de Patricia Mariana Toma, lumea satelor așa cum noi, generația noastră, o percepe în mod artistic, în zona de exprimare artistică. La Muzeul Chihlimbarului de la Colții, de la ora 20, va avea loc și un spectacol de muzică populară susținut de artiștii Centrului Județean de Cultură și Artă.